Schef de ceartă cu mine vă anunț de pe acum că toată luna noiembrie sunt ocupată și decembrie. Vă rog să faceți înscrieri pentru ianuarie, februarie și martie. Deci sunt atât de ocupată și pusă pe ceartă ce nu s-a pomenit. Da, pentru că m-am săturat să nu fiu băgat în seamă. Pentru că m-am săturat să vorbesc singură, deși sunt întreagă la minte. Da, și acasă, și la serviciu, și cu șefa, și cu șeful. De șefa nu mai vorbesc, de șefa nu mai vorbesc. Că atunci când vrea ea să-i șoptești ceva la ureche, de ea, de ea, de dacă l-ai văzut pe șeful cu cineva sau dacă cineva de... Știi că mai sunt ăștia care stau numai cu limba în urechea șefului. Mai bine ar sta cu limba în urechea acului să mai bagă, să bage ață, să coase câte ceva. Că ce-am urât eu toată viața să stai cu ei la masă, să vorbești, că așa se vorbește la serviciu, de toate. Și acasă și peste tot, că nu suntem sfinți. Și pe urmă să te duci să-i spui, sunt mulți. Și ce credeți? Șefa, tot pe puturos. Și tot pe ăla care e, vai, mama lui. Îl premiază, îl bagă în seamă, da? Îi dă concediu când vrea. Da. Mie mi-a dat concediu să tai porcul martie. Da. Și atunci mi-a dat, am tăiat două gâște, că n-aveam porc în martie. Da, și porcul de oftică, că nu l-am tăiat, că el vrea să se ducă după gagică să apelu mai altă, că era la trei case mai încolo și ăștia au tăiat-o, a făcut depresie și a închis ochii singur. Și l-am aruncat. N-a mai fost nevoie să-l mai tăiem. Da. Deci am chef de ceartă și acasă. Și acasă. Ce credeți, că acasă scap? Da. Păi eu dimineața când mă trezesc din pat fac gimnastică, da. Nu, nu mă duc la sală. Mă plec să ridic ciorapi, să ridic șosete, să ridic maieuri, să ridic pijamale de pe jos, așa cum le aruncă ei în camera lor, care copii, da. Să șterg praful, să fac curățenie și tot nu se vede nimic. Când vin, dar ce ai făcut? Și bărbatul meu, dar ce faci acasă toată ziua? Aoleu! Când sunt acasă și nu sunt la servici. Că după masa, eu înainte de a pleca la serviciu, mă trezesc și fac treaba asta, că ei deja sunt plecați, da? Mă trezesc, de, vorbesc și eu ca proastă, mă trezesc, le pun să mănânce, le fac micul dejun, pe care de multe ori îl las acasă. Și îl găsesc acasă sandwich-ul cu salamul de Sibiu, cu mușchiul țigănesc, stricat. Deci, dacă aveți chef de ceartă, cu mine ați terminat-o, că sunt foarte ocupată. V-am spus, faceți programare ianuarie, februarie, martie, hai vă.